de osebită pentru noi, pentru cei de la Orange. Noi anunțăm parteneriat pan-european, unde Orange Moldova alături de alte 11 țări în cadrul grupului Orange participăm într-un proiect, cel mai mare proiect de sponsorizare, sponsorizarea campionatului european de fotbal Euro 2012. Are loc deschiderea oficială înfundată de imnul Euro 2012. Компанія Orange contribuie enorm la dezvoltarea fotbalului, la atragerea oamenilor de rând în fotbal, masele, copii la fotbal și eu totuși sper mult că parteneriatul va prelungi și în viitor. Singur am o admirație față de compania Orange, fiindcă într-adevăr fac un lucru extraordinar. Când va fi campionatul lumii din Brazilia, poate și Moldova să fie printre finalistele. La ediția din acest an a campionatului european de fotbal Euro 2012, compania Orange pregătește mai multe surprize. We have three phones from Sony that are in exclusivity, will be in our shops in about 2 weeks time. We'll also have a mobile application ready tomorrow. And website supporterscup.orange.com, available in both Romanian, Russian or any language that you want. Cu Orange, visul microbiștilor poate deveni realitate. Vor exista mai multe posibilități de a câștiga bilete pentru finala competiției care va avea loc la Kiev. First of all, we have a competition on this website, supporters.orange.com. Anybody can win tickets. You don't even have to be an Orange customer. Second option is to win tickets. If you buy anything in Orange shops above 100 lei, to recharge your prepay, abonnement or internet account, you can stand a chance to win tickets as well. For shops, we have 8 tickets. It's not only the tickets, by the way, for Orange shops. It's the full transport, accommodation in Kiev for the final. Primul bilet la semifinala Euro 2012, ce va avea loc la Donetsk, Ucraina, și-a găsit deja câștigătorul. N-am câștigat în viața mea nici 5 bănuți. Și când am scris bilețelul, l-am dat așa, într-o glumă. Și chiar mulțumesc frumos companiei Orange, pentru că surpriza este pe măsură și bine. Sunteți cei mai buni, ca de obicei. Bravo, vă mulțumesc încă o dată!